Citoyen Cordat după arestarea unui miliardar controversat. Guvernul de la Moscova, la un pas de remaniere. Un miliardar rus cu unele dintre cele mai bune relații politice, Ziavu din Magomedov, a fost arestat pentru fraud sublinierei de turnare de fonduri, măsură care a provocat declinul acțiunilor companiilor sale sublinierei speculații referitoare la o posibilă remaniere a guvernului de la Moscova, transmite Bloomberg, conform News. Magomedov a fost arestat sumpte, împreună cu fratele său Magomed, în timp ce se pregătea să plece în Statele Unite. La tribunal, Magomedov a negat acuzațiile, dar instanța a decis să fie reținut timp de 2 luni, fără posibilitatea de a plăti cauțiune. Problemele nesubliniere treptate cu legea ale miliardarului au provocat temeri în rândul investitorilor, ce sumă Magro, la care acesta este coproprietar, ar putea fi în pericol. În acela sublinierei timp, anali subliniere timp politici au spus că încarcerarea sa ar putea însemna probleme pentru oficialii de rang înalt considerați cu lecturi prea apropiate cu Magomedov, în special pentru premierul Dmitri Medvedev, care urma să fie renumit în funcție odată cu intrarea în vigoare a noului mandat prezidențial, în luna mai. Problema imediat este lupta pentru formarea noului guvern. Până la recinerea lui Magomedov, cel mai probabil scenariu era ce Medvedev sublinierei va păstra postul de premier. A înțeles că acest lucru se întâmple scad acum constant, a declarat Igor Bunin, directorul Centrului pentru Tehnologii Politice, o firmă de consultant politic din Moscova. Investitorii consideră arestarea ca fiind o veste proastă pentru companiile grupului Summa, în special pentru Farea Stern Shipping, al cărei acțiuni au secezut cu până la 21, la cel mai redus nivel de după luna septembrie. Titlurile Novorossiysk Comercial Support au consemnat cel mai mare declin pe parcursul tranzacțiilor după mai 2017. Acțiunile Transcontainer sublinierei Novorossiysk Grain Plant au secezut cu până la 4,5, respectiv 4,2, dar ulterior au recuperat pierderile. Investitorii renunc la activele Summa pe fondul incertitudinilor legate de viitorul acestor companii. Se pare că cineva este pe urma afacerilor lui Magomedov, iar acest caz nu crește subliniere atractivitatea pieței ruse subliniere TIC, a spus Oleg Popov, manager de fonduri care administrează active de 300 de milioane de dolari la firma April Capital în Moscova. Summa se află de mult timp în conflict cu operatorul de conducte petroliere Transneft, companie de stat, în legătură cu controlul asupra Novorossiysk Comercial Support. Averea magnatului născut în Dagestan a crescut în perioada mandatului prezidențial al lui Dmitri Medvedev, în parte datorită contractelor cu statul. Popov a comparat arestarea lui Magomedov cu cea a miliardarului Vladimir Evtu subliniere Enco, care a stat 3 luni în arest la domiciliu în 2014, în urma acuzațiilor de sepelare de bani, în timpul unei investigații legate de achiziția companiei Basneft,
care a fost preluat ulterior de grupul de stat Rosneft. Arată o redistribuire a proprietății, dar nu este clar cine este în spatele acestui caz, sublinierea cine vrea activele suma, a spus Popov. Procurorii au negat orice fel de motivație politică în acest caz, iar purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că orice fel de impact asupra numirilor în guvern reprezint speculații. Evgen Minchenko, consultant politic care lucrează deseori pentru Kremlin, a afirmat că Magomedov este presat de alte grupuri de influent, sublinierea că arestarea sa îi va avantaja pe rivalii săi, între care directorul general al Rosneft, Igor Sechin. Consultantul considerând că Medvedev ar putea fi capabil să depsublinierească această furtună, având în vedere că Vladimir Putin nu va dori probabil o figură puternică în postul de premier.